Și Domnul Oran a dat titlul cărților Lupta Nopților din Pădăraș. Cele 7 volume au acest titlu și prima ediție și primul volum a fost dedicată Traian Ivan. Și le spun, prima persoană care a venit la tata în vizită după Revoluție a fost Domnul Oran și ultima persoană care l-a văzut pe tata în viață în aprilie 1989 a fost Domnul Oran. În orice caz a fost o prietenie între ei nemaipomenită și foarte apropiată. Acum, să încep de la ce? S-au discutat foarte multe istorie și foarte multe lucruri adevărate. Noi, acum am venit la Revoluție, n-am dreptul să spun. Eu am fost numai o persoană care a trăit alături de problemele care s-au discutat. Tata s-a născut în 1899, a terminat facultatea de drept, a ajuns doctor în drept și prin anul 1930 s-a stabilit la Brașov. A cunoscut-o pe mama, care era cu 12 ani mai tânăr decât tata, s-a căsătorit și prima persoană care a venit în casa lor, ca tine căsătorit, a fost Mozart. Și Mozart a convins pe tata să se înscrie în... să devină și legionar. Însă și tata a privat mare încredere și în povestea asta, și a fost în război. Și când război a primit hârtia să vină repede de la Brașov prin un tip prefect Brașovului. Eu am avut 4 ani, în momentul de față am 83. Am avut 4 ani de data prima. Ce să vă spun? Am început greutățile cu neuroțile. Nu-i va fi dat afară din servici, că e cinci de tată. Familia s-a îndepărtat de voi. Mama, părerea aceea, nu știu, nu era un serviciu să lucrească copii. Mama, cu mare noroc, la Viena a învățat proiectoria. Ca printr-o minune. Bunicul a fost director la tramvai la Brașov și toată lumea se mira foarte bun în directorul de tramvai, învață proiectoria. Mama a zis că o să am copii și o să pot să fie. Și a fost mare noroc. Mama i-a crescut cu ani. L-a ajutat pe tata cu o credință cu un om a fost spune. Rare au fost ocazile când, când se putea merge la aiut, la vorbitor. Mama nu le-a luat pe noi la închisoare să nu îl vedem pe tata în zi, să rămână în mintea unui copil degradarea unitate cu zeci. Nu l-am văzut pe tata, vă spun, an și an de zile. Pentru că, vă spun, au trecut ani de ei. Tata a stat aproape 16 ani, nu mai a avut. Noi, între timp, în 1952, am fost scos în domiciliu obligator. În 24 de ore, trebuia să părăsim orașul. Am fost puțin aici, la vârsta Sfântului, cu gândul că poate putem face naveta până la Brașov. Dar în fiecare n-am putut părăsi orașul și în fiecare duminică, dimineața trebuia să mergem la poliție, la poliție să ne prezentăm, să ne prezentăm. Școala am întrebat-o, n-am mai putut-o cu prima. Cu mare greutate am terminat și muzeea. Facultate, nici vorbă. Și au trecut ani în sfârșit. Bine. A venit o minune mare, pentru că 16 ani, tata a fost trimis la Împărătare cu domiciliu obligator în case făcute de bănțeni. Bineînțeles, mama imediat a luat tatăl lui și a dus și a stat cu tata tot timpul. S-a luat apă din Dunăre, așa cum curge. În sfârșit, casele erau cu pământ pe jos și făcuți de săraci de mărțeni, au mutat pământul dintr-o parte și au făcut casă. Și într-o noapte, când nu se putea să fie ziua, după 2 ani,
septembrie 58, noaptea la ora 12, sunt în urmă. Sunt treziți și tata a fost la fel. Noroc a fost mama afară, i-a pus în trans de tot ce a avut. Lucrurile legate de antisonic și dus a fost. Poate zile, n-am știut absolut nimic, că dacă trăiește, nu trăiește. Și capitolul 1, în 62, de ziua cruci, 14 septembrie, apare tata în casă. Nu știa dacă mai trăiește, mai trăiește cine i-a spus. A fost o bucurie, cum nu vă pot spune, când a apărut tata, bineînțeles, slab, 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 dar a fost primit o bucurie, cum nu vă pot spune. Acum a face mică paranteză, la școală, când a fost înainte de evacuare, mi-a făcut corp de un băiat, care era cu 8 decenii, pentru mine, era cu 3 decenii, dar eu mă simțeam cum să fac pe ciună. Și la început noi am fost foarte, foarte retrasă față de ea, până la urmă m-am întrebat. Când a terminat de facultatea, s-a retras. Ca fiecare dintre noi a suferit copii. Și ce a fost motivul? Și să ia fata unui ocnaș, să-și prezenteze, să zic, facultatea și asta, după facultatea asta s-a angajat la flotila, la facultatea de aviație. Și vrea neapărat să ajungă mare și tare. Vă spun, de câte mă întâlneam în oraș cu ei, eram tulburată de un fricătic. Am fost în mult în oraș. Să mă întâlnă, era în casa cu părinții și cu mamici acolo. Și ce s-a întâmplat? În ziua în care a venit tata acasă, a avut un accident de motocicletă și a murit. Așa că pe aceea seama, așa că zi cu mință, bucuria a venit cu tata și m-a terminat. Am avut cu lații să mă duc să văd pe tata și mi-a rămas impresia pentru viața mea. Acum, asta a fost în 62, acum când trece motociclist pe stradă, nu pot să nu mă gândesc la ei. Ce prostie a făcut viteza prin emergență cu motocicletă. Ce să vă mai spun? Tata când a venit acasă, a mai trebuit să muncească cât va trebui, că nu a fost suficient cât a plătit taxa pentru avocat, pentru tezi. Și după ce a terminat cu serviciul, când s-a venit cu studenie, atunci a fost mare bucurie să fie însă și în acasă de muncă. Și tata, când tata când a venit acasă, tata a trăit foarte de acasă. N-a putut să provoace de casă nici familie, și nici altora. Și a început să scrie. I-am asigurat că i-a răspuns. Nu vreau să spun multe. Romeo și Julieta era o dragoste tinerică. Ca la mama și tata, a fost o dragoste pe viață, așa ceva te spun, nu am putut să-mi imaginez. O înțelegere, dragoste între ei, dacă mama a fost în stare să lase casa pe așa și să stea 2 ani de zile pământ de jos și să dea apă din lumele, nu să fie ei. Cred că s-a mai întâmplat și alte lucruri foarte triste. Ani de zile nu m-au interesat faptul să mă căsătoresc sau ce. Dar când am ajuns la 29 de ani, am zis să nu rămân în ușoară de termină. Și m-am căsătorit în mâine de dragoste, dar să fie. Ca până la urmă, să afle că căsătoria mea a fost planificată de securitate. Eu am fost verde și eu am fost să nu știu. Tata a zis că nu află de acord, dar nu s-a mai dat. Și din 2 ani de zile am ales căsnicie acum a mers, în al treilea an am avut sale și am avut slavă Domnului putere să divorțez. Dar, vă spun sincer, a fost, nu bolinesc, dar 100% a fost securitatea. Dar nu mă lăsă minte în casă, dar nu să afli ce se întâmplă. Și în momentul când am terminat divorțul, tragedia cea mai mare care se întâmplă,
se îmbolnăvește în mamă de face. Și începe tratamentul la București și are aici. Am fost nemulțumită, vă spun sincer, cum nu vă pot spune, după așteptare de 22 de ani, când se vine tata acasă, mama se îmbolnăvește și moare cu 75. Da, am văzut pe tata, cum a stat tata, cum a greșit-o. Vă spun, este tata sufletul. Păi că se ducea, tata avea o rotă. Ce e viața? Punct sau virgulă? Că dacă nu se trece în vechi, și dacă nu merge până pe reșteaptă. Și tata se ducea la ce multe și schimbă, păi vorbea cu mama. Și era, e bă, e o dată, e o dispărțire, o să ne întâlnim. A fost singura mântuirea mea, când l-am putut vedea pe tata cât de cât mai împăcat decât mine. Eu n-am zis împăcat. Și asta, tocmai atunci a terminat să merg cu divorțul, când a venit mama, și atunci am luat eu locul cu mama cu îngrijire. Acasă, în casa părintească, am trăit de casa părinților și a rămas bunica cu tata. Și vă spun sincer, tata s-a purtat bun, mama cu mama, foarte frumos și cu cineva, că zice, cum pot să mă port urât cu cineva care un reproș nu mi-a făcut, în ce situație am adus familia. Și când, după moartea lui bunica, m-a purtat la tata și am stat tot timpul cu tata, l-am îngrijit cât am putut. Tata avea când am venit de la Mântuțoare, o fiecare toamnă și primăvară am avut mărie cu ulcerul. Și în 90, în primăvară, doamna Iacu s-a arătat, dar nu mai era scăpat. Un consiliu de doctor s-a spus, ori le lăsăm pe tata să moară de foame, ori operație. Bineînțeles că a avut operația. Operația a reușit, da. Datorită lipsei de proteine în organism, nu s-a mai sudat de sensibile. Și într-o hemoragie internă fatală. Am stat cu tata tot, nu l-am lăsat 5 minute singur la spital, am făcut o zi altă de lucrurile cumplită și am rămas, știam că a fost tata numai cu mine, da? Nu știam că a fost chiar așa. La mormântare am rămas surprinsă. Era deja în 27 aprilie din 90. A venit din Cluj, a venit din Craiova, din București, din Iași. Deci a venit o bază de colegi. Tata nu ne-a povestit nimic. Nimic, nimic. Vai, cum am bătut, și-am făcut așa, și-am făcut așa. Și-am aflat, am aflat de alții. Și după ce a venit acasă, am spus că a scris. Și mi-a lăsat cu lingă de moarte, dacă se va putea, să public cărticica lui, Testament, Romul 1036. Numărul acesta era cel de deținut la avut. Și după ce s-a întâmplat, a venit domnul Virgil Maxim, de la Primești, să ia scris. În sfârșit a fost dus de Tucica, la Sihestrie, de la Sihestrie, tata Bărbutele Rimodeu a lucrat la ea și a fost trimisă la Chișinău pentru o tipărire. Acolo a fost tipărită și nu știu cum s-a vândut, cum nu s-a vândut, dar s-a răspândit în toată țara. Și tata e mai mult cunoscut cu Romul 1036 decât Traian Trifat. Și până s-a mai întâmplat o altă lume, de la Pietru Vodă, la Zărnești, lângă Brașov, era o mănăstire. Și părintele Ștefan Lemnu a venit la mănăstirea acolo. Și la o conferință a domnului Turcărea, m-am dus, bineînțeles, și eu, era și ei acolo. Când conferința a decurs, cum nu se poate mai frumos, la plecare i-a nimerit. Și părintele Ștefan, călugărul Ștefan,
cum se spune, ar trebui să facă o slujbă la Pământul Tatălui. Nu știam cine, a doua zi îmi dă telefon și în sfârșit a venit, am văzut ziua când vine și a văzut Părintele Ștefan Turcu. Cantorul care era și șofer și am făcut o slujbă în ziua. Și momentul ăsta. Și s-a și de câte ori venea la Brașov, venea pe la mine. Până la urmă, mă spun, tata scria. Perioada asta scria. După ce m-am mutat eu la tata, i-am făcut o cameră chimie. Și toate problemele m-au fost preluate de mine. Și vine Părintele Ștefan, dacă n-a mai scris ceva tata. Îi deschid biblioteca bunicului, când vine de anul, m-am luat copii. Pacuși am luat copii, a doua zi a venit cu părinte și le-a dus la Petre Bogdan. Și ca printr-o minune, Părintele Ștefan a dat, dispoziție sau sfârșit de anca să se publice din aceste scrieri. Și acum, două săptămâni sau trei săptămâni, a fost lansarea cărții de tata la Petru Bună. A fost inclusă și cartea Romul 1036 și din caietele respective a scris o carte groasă de 300 de pagini. Și acum mi s-a spus că nu se pune la literărie în înțeamnă, că e regională. Dar, prin mijloace de mănăstiri și așa mai departe, o să se publice. La literărie Eminescu din București o primește. Eu am toate cărțile, inclusiv cărțile da. Bănemizele a Pădreanului, sunt primite acolo. Și... În orice caz, asta mi s-a spus da. Acum, dacă nu știu și de asta. În orice caz, doar o carte, că nu pot să doar. Și în sfârșit, și sunt foarte încântată că s-a făcut cartea asta. Ce să vă spun? Când au pe toți ceilalți care au spus de au fost considerați mistici Părintele. Toți vorbesc, a fost un sprijin, o dar sufletesc, nu se poate. Dar noi am primit vestea acasă când era la închisoare, cât dacă și-a plecut mințile. Când nu, ce făcea? Medita și se ruga. Și alții care l-au priceput, au venit și mi-au spus mie, adică a venit cineva de la închisoare atât de răutat, că vreau să vorbească cu cineva din familia Trifan. Și m-am dus la pe... era un militar. Și m-am dus la persoana respectivă și m-am auzit asta, cum să mă duc să spun? Nu, mama, asta era înainte de duvencelul de patru. Și în sfârșit, cum să spun, mama îmi treaba asta. Și când am adivin, când am auzit că am venit la și de patronul lui Doamsa Lărăgan, am mers cu inima sfânt, da? Ce că a fost prima dată să ne întâlnim. Și am avut și ghinion, am plecat cu trenul, pe la Brașov, cum am primit telegrama la primul tren în mașina ce m-am dus eu cu mama acolo, a fost un accident. Până la Doamsa era o linie numai de trei mărfac ca să ia bază. Dar puteți ajunge acolo să te apropii de răchitoasă. Și tata s-a dus în aștepte. Și n-am venit. Că n-am apucat legătura cu trenul respectiv. Mi-am dus până la niciun cu genul la sală de acolo și am luat o căruță și cum o pămarul Dunării am ajuns acolo. Și când am ajuns acasă, l-am găsit pe tata puțin decepționat când am venit. Da. Îi spun sincer, nu știu cum am rezistat. Și când am văzut pe tata, cu ochii blândi și cu glasul, și bucuria mea de-a fost, când mi-a văzut, vă spun, a fost ziua cea mai nemaipomenită în viața mea, când am zis ce ea e cu mine. Să mă cheme să-mi spună că tata e cu ei, și, din contră, a fost ceva cât neimaginat.
vă spun, o căldură sufletească, o înțelegere, o reluare a problemelor, cum nu se poate. Și vom mai avea asta și altă vorbă. Mergul când e în siguranță, îi scoate copițele. Și când nu, stă în carapace. Noi am trăit în carapace o viață întreagă. Și vă spun, acum, eu nu îi cunosc. După ce am trăit așa, eșec în viața particulară, cum se poate, și acum, la bătrânețe, am ajuns vedetă. Și ce să te spun? Și acum, cine cunosc? Stareții de la Anaculia, stareții de la Petru Vodă, la Deaconești, sunt în multe care. Cine? Ce să vă spun? Nu-i meritul meu. Noi am trăit alături toate problemele respective nașuri. Despre problemele familiilor care au rămas acasă. Părinții sau tații închiși, să știți că n-a fost așa. A fost luptă, am făcut o școală a vieții, cum nu se poate. Dar, fără școală, suntem aici. Shaking.
cazete de maramure și o cazetă nemaipomenită. Și îmi spune la un moment dat, îmi trimit o surpriză din sculpturile de care le-am primit acasă, am avut o cruciuliță mică, făcută cruciuliță legionară, să zice, și în sfârșit o am lăsat. Urmă, a găsit un meșter, urmă, maramure și revenit, și a început să facă sculpturi. Bun, am vorbit cu Părintele Ștefan. Zice, Doamna Maria, dacă puteți face cât de multe sculpturi ca să se știe. Am trimis la Tehide. Și la muzeul am trimis, la Tehide. Și am trimis la Tehide, dar am trimis la Casa Bricovenească. Și asta... La Constanța. Asta, Marcel Bouroș. Și zice, Doamna Maria, zice, nu se cunoaște treaba asta, te cum-i scris ceva cu dosul cadrului. Și a venit, doamna, când am putut dormi, mi-a venit de ea ce-ar fi să fac un interesul, mă, ce știu? Vorbesc cu mulți acrișat cu Baia Mare Brașovu, Baia Mare Brașovu și Constanța. Și a făcut o carte, o cărnicică, care am dat n-am putut. În data cărticica asta. Și când am văzut pe ce succes are, am mai făcut un program cu structurile respective. Așa. Și toate acestea sunt în patru capitole ai ce am primit de la Aliu, ce s-a făcut după ei și de cum am dat până în mănăstirile care am primit. Și fac curte cu meșterul din Manole de la Baia Mare ca să mai facă să pot împărți. Și asta m-a avut noroc. Am deschis televizorul la Dreamcast. Și vorbește de cineva un mare sculptor de biserici. Dau telefonul la Bașare, după internet mă află numărul respectiv, vorbesc cu omul respectiv, îi trimit și cu dânsului numele acestea și îmi spune că la Alba Lumea este părinte călugărul Cojan, care a făcut acum o expoziție de 100 de cruciulițe pentru 100 de ani. Iau legătura cu Părintele Cojan. Când vine la îmi dă telefon de Părintele și spune, mă duc la București, o să trec până la dumneavoastră. Bineînțeles. Și atunci i-am dat din cap în casă trăița asta și o trăiță mică de dos și au fost expuse, vă spun, au fost expuse la Timișoara și au fost expuse în Craiova. Și de desenele mele păstrate la 80 de ani, acum am avut mare de succes să fie alături de cruciulițele nemaipomenite. Și Părintele Cojan mi-a spus că a avut foarte mare succes. Încă nu am acasă, încă tot pe linie, dar vă spun de aproape, în aproape am reușit să pun pe la cunoștința oamenilor mare de sculpturi. Și ce m-a impresionat în mine în mod deosebit, care aparține la toate sculpturile lui, e cu trei cruci frânte și sus ai o cruce, în care s-a dat explicația că vor veni, 42-43, că vor veni vremuri grele în care va dispare nădejdea, dragostea și credința.
Și numai Dumnezeu din cerul ne poate arăta crucea de sus. Asta m-a impresionat în mod că crucea asta de sus reprezintă că Dumnezeu ne va ajuta. Și vă spun sincer, acum fac tot posibilul, să mai fac comenzi respective și să mai dau. Dar vă spun cu așa bucurie și așa o satisfacție am că prietenia dreptată și poate am uitat să vă spun, în 2003 am fost la Teritor și părintele Papașoc a fost o relație foarte bună. Îmi dă într-un plic trei poze a desenelor lui. Și zic, oare de ce mi-a dat mie? Eu n-aveam nimica cu prelucrurile acestea. Dar am considerat, așa, că a avut o previziune în mine că pot să fac ceva cu ele. Și vă spun sincer, sunt mulțumită că și lucrările părintele din Papacioc au ajuns să se cunoască. Asta este faptul. Ce am reușit să fac? Și asta este cartea care a apărut acum la Petru Vogă. E inclus și prima cărticică, toate lucrările de tata sunt incluse aici. Și anume, semnul respectiv că viața trebuie să fie între fanagram, crucea. Da, și așa că acum vă spun, la vârsta asta sunt mulțumită că lucrările de tata au ajuns și sunt nu apreciate și foarte apreciate. Nu-i pentru orice. Tata nu mi-a scris mie cărțile. Păi nu mi-a plăcit. Că sunt la un nivel mult, mult, mult mai mult. Așa că trebuie studiate cum concretul, dar există. Și am fost la, cum am spus acum, două, trei săptămâni am fost la țară și am fost și eu la Petru Vodă de la țară și acum vă sunt mulțumită. Vă sunt mulțumită că, practic, era păcat, a fost preotul și preotul de la el a ținut o conferință la Brașov. Și acum se a venit la mine. Și asta s-a uitat în caiet, așa, a răspunit. Și zice, Doamne, îmi pare rău că n-am știut de aceste lucruri înainte de a da doctoratul. A fost vederea lui. Și vă spun sincer, sunt încântată că, adică și acum, mi s-a spus de la Petru Vodă, să nu dau cartea asta la cine care trebuie că poate să citească ca roman. Nu știu ce care poate studia. Și acum, am câteva cărți acasă și acum rog pe cei care sunt de măsură să-mi dea sfatul bun cum se trăiește. O cunosc pe un preot Palașca de la Cluj, am vorbit cu el, cui să-i mai trimit. Și am pus la poștă, era la altă e. Cel mare când se spune și mă așa ce am văzut. Așa că am trimis acolo că merită. Și acum încerc să studiez problema și să încerc ajutor la altă persoană pentru această parte să fie Părintele Justin și vis-a-vis este
câteva piese de muzeu. Cartea la arbori de calitim, trăița iară. Și cartea de la mijloc cine vrea să studieze. Da, și gata. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Și vă spun că